Bună seara și vă mulțumesc tare mult că vă aflați aici la deschiderea anului calendaristic pentru acest unic proiect Universitatea și Spiritualitatea în peisajul academic, proiect care aparține echipei și familiei Universității Spirit Heart. Cred că acest eveniment este între 30 și 40. Evenimente care încearcă să recupereze cumva prin invitații de special pe care îi are, să recupereze câte ceva din valorile perene, de care avem mare nevoie, cred, în lumea grăbită către lucruri care nu au consistență din zilele noastre, pe care o cunoaștem cu toții. Vreau să mulțumesc echipei universității, în special rectorul universității, domnului profesor Aurelian Bondrea, pentru faptul că a permis ca acest proiect spiritualitate, conexiunea dintre spiritualitate și universitate să fie posibil, pentru că nu cred că mai putem să avem șansa unui astfel de proiect într-o altă universitate și vă spun lucrul acesta cu regret atât de curând. Dați-mi voie să o invit pe doamna prorector, profesor universitar doctor Manuela Lepure, pentru un cuvânt. Mulțumesc. Tuturor. Good evening, everybody. So please allow me, on behalf of our rector, Professor Aureliana Bondrea, to wish you a very warm welcome in our university and, of course, in Romania, which I heard that it's not the first time. As a private university, Spirit Heart University is committed to address the need for education of a large number of people coming from various social background. We would like to learn more about your experience and learning experience and practical experience, and of course we will look very much forward to strengthening this kind of relation with personalities that mark our today life. Of course, my university, you are now in the premises of the first Romanian university oriented towards education, especially e-learning education and lifelong learning education, being first university that implemented a platform for e-learning in 2006. So we consider the access to education that being an important step for personal development as for national development, as national level. We also find that human capital is important today and is one of the key drivers of economic development. And of course, we need to consider this development of human capital starting from the transition from the state economy to the private economy, which was a very painful transition since 1990, and some of the transition effects or causes still have today a lot of effects, as may say. So I would like very much to welcome all the people in this room and consider their interest for such a topic. And I wish you a very pleasant evening to all of you. Thank you very much. Mulțumim, doamnei proiector, profesor Manuela Lepure, și dați-mi voie să îl invit pe domnul profesor universitar dr. Petru Lisievici, directorul Departamentului de Psihologie și Științele Educației din Universitatea noastră. Ah.
Karelis, dear participants, dear students. I speak in Romanian for them because there is a very nice lady here who is coming to translate for you. And every now and then, maybe I'll just drop a few English words. Am descoperit recent foarte interesantă contribuție a unui profesor emeritus din California pe internet, care în esență explica că sufletul a fost exclus din psihologie. După câte probabil că uile noastre cel puțin știți, psihe în limba greacă înseamnă suflet, psihe în mitologia greacă era o tânără foarte frumoasă, pe care și Afrodita era geloasă, iar psihologia, etimologic, a început prin a fi știința sufletului. Numai că, încet, încet, sufletul a fost înlocuit cu mintea, mintea a fost înlocuită cu creierul, creierul a fost înlocuit cu un conglomerat de neuroni, contacte, impulsuri electrice, și sufletul a rămas pe din afară. Așa cum zice profesorul american, anything but the soul. Pe de altă parte, eu observ că și în educație se întâmplă, aici în România cel puțin, cam la fel. Încet, încet, educația a început să fie în principal despre minte, după aceea a început să fie despre gândire, după aceea a început să fie mai ales despre gândirea abstractă, și a ajuns, după câte știți, să fie mai ales despre matematică. Ori, cum deschidem televizorul, noi vedem că problemele lumii de astăzi nu sunt despre cine studiază mai multă matematică. Noi vedem că problemele lui de astăzi sunt datorate conflictului privind diferitele concepții legate de valoarea vieții umane, de valoarea istoriei, de valoarea a ceea ce noi, generația de astăzi, lăsăm moștenire generațiilor ce vor urma. Și cred că ceea ce ne va prezenta astăzi profesorul Karelis va fi o contribuție importantă pentru a face ca educația să nu însemne numai și numai gândirea abstractă și matematică. Vă mulțumesc! Îmi face o reală plăcere să o invit în continuare pe Claudia Damoc, managing director al unui așezământ cu totul aparte, Hermitage Urban Spiritual Park. Claudia a fost aproape de acest proiect din primul moment și grație ei au putut să se afle pe această scenă personalități din diferite tradiții și vă mulțumim încă o dată. Claudia Damoc. Bună seara! Aș dori la început să felicit conducerea Universității Spiru Haret pentru continuarea proiectului minunat denumit Spiritualitatea în Serviciul Educației, care se adresează publicului larg, interesat de modul în care învățăturile străvechi din diverse tradiții spirituale pot sprijini dezvoltarea umană contemporană. Hermitage Urban Spiritual Hub susține această inițiativă și își aduce contribuția încă de la lansarea sa în martie 2015 la dezvoltarea unei comunități de oameni interesați să trăiască echilibrat prin oferirea de programe spirituale diverse pe care le organizează în spațiul deosebit din centrul Bucureștiului. Educația omului ca întreg
este un subiect extrem de important, important în această epocă a vitezei, în care ne putem pierde foarte ușor reperele. Oameni ca Bill Carelis ne dau speranța că este posibil să trăim viața cu eleganță și integritate, onorând ceea ce suntem cu adevărat, ființe inteligente, creatoare, pline de bunătate și strălucire. Bill Carelis are această abilitate de a trezi oamenii la adevărata lor natură. Calitățile sale s-au rafinat de-a lungul câtorva decenii de studiu și practică, sub îndrumarea unor maestri tibetani renumiți din școala Karma Kagyu și Nyingma, printre care marele maestru budist Chogyam Trungpa Rinpoche. Claritatea și finețea discursului său oferă întotdeauna încurajare celor care sunt pe calea descoperirii adevărului. Putem învăța să accesăm sacralitatea fiecărui moment, putem învăța să creăm împreună o societate care onorează atât inteligența minții cât și a inimii. Vă invit să-l ascultăm pe Bill Carelis. Mulțumesc! Mulțumim Claudiei Damoc și mulțumim unei flori, Margaretei, pentru faptul că se află pe scenă și va interpreta cuvântul domnului Bill Carelis. Vă mulțumim! Good evening, everybody. Bună seara tuturor! I'm delighted to be here. Sunt încântat să fiu aici în această seară. And appreciate very much this opportunity to speak at the university. Și apreciez foarte mult oportunitatea de a vorbi la această universitate. Our topic this evening, as everybody knows, subiectul acestei seri, așa după cum știe toată lumea, is the education of the whole person. Este educația omului întreg. This is also closely related. Aceasta este de aproape legată to genuine spirituality. De spiritualitate autentică. When we talk about education, când vorbim despre educație, as we know, in our Western society, it's very much an education of the cognitive function. Așa cum știm, în societatea vestică este foarte mult despre partea cognitivă. But there is another alternative. Dar există și o alternativă. Which has roots in the wisdom traditions from many cultures. Care are rădăcini în tradiția înțelepciunii din numeroase culturi. It includes education of the heart. Include educarea inimii. Or we could say joining body and mind. Sau am putea să spunem reunirea corpului și a minții. So it's not purely intuition. Așa încât nu este pur și simplu intuiție. Which might run the risk of too much guesswork. Care ar putea too much guesswork. Too vague. Care ar putea să riște să fie prea vagă. Emotionally accurate, but not critical enough. Da, ar putea să fie precisă din punct de vedere emoțional, dar nu destul de critică. And neither purely the education of the head. Și nici simpla educare doar a minții, a capului. But rather synchronizing the head and the heart. Dar mai degrabă este vorba de sincronizarea minții și a inimii. In the person of the one being educated. În persoana care este educată. We could call that whole education. Am putea să spunem aceasta educație completă sau integrală. In terms of spirituality, în ceea ce privește spiritualitatea, there's an open question as to what is meant by spirituality these days. Este o întrebare deschisă ce înseamnă în zilele noastre spiritualitatea. It's not exactly religion. Nu este exact vorba de religie. It's not exactly one particular religion. Nu este vorba nici de o religie în mod special, o anumită religie. In Latin, the word spiritus means breath. În latină, spiritus înseamnă respirație.
So spirituality is closely aligned with life itself. Așa încât spiritualitatea este îndeaproape aliniată cu viața însăși. You could say deeper life. Am putea să spunem o viață mai profundă. Truly discovering who we are. Și a descoperirea cu adevărat a ceea ce suntem. And not only discovering. Și nu numai să descoperim, numai descoperirea. But in its best and highest form. Dar în cea mai bună și cea mai înaltă formă. Embodying and manifesting. Manifestată, să fie manifestată, întrupată și manifestată. So you have a potential intersection or overlap between education and spirituality defined these ways. Așa încât avem o intersectare și o parțială acoperire între educație și spiritualitate. And that's what I'd like to discuss this evening. Și acesta este subiectul pe care aș vrea să discut în această seară. We have two videos for you. Avem două materiale video. The first one, which is about 12 minutes long. Primul este de aproximativ 12 minute. Is that of my teacher? Și este un film al învățătorului meu, maestrului meu. Chögyam Trungpa Rinpoche. Chögyam Trungpa Rinpoche. Who founded the Naropa Institute in 1974 in Boulder, Colorado in the United States. Care a fondat Institutul Naropa în 1976 în Boulder, în statul Colorado din Statele Unite. This excerpt is taken from one of the talks he gave that summer. Acesta este un extras dintr-o prezentare pe care a făcut-o la Institutul Naropa în acea vară. So perhaps we could go ahead and play the video now. Și poate că acum putem să proiectăm acest film. Transcending anything that exists on this earth, and the materialism is speaking, the spiritual search and spiritual achievement, spiritual enlightenment, and spiritual power is regarded as one of the most highest thing, the greatest thing that mankind ever could achieve. That is true. Enlightenment is the highest thing that we could ever achieve. Beyond being president, beyond being millionaire, beyond being whatever, great poet, great writer, whatever, the spiritual achievement is regarded as the most highest thing, the greatest thing that we could ever comprehend. Have you ever become a powerful person, personality-wise, and wisdom-wise, and so forth? We all know that, we all acknowledge that, but at the same time, we have a lot of problems with that. So presenting the teaching of spirituality properly, that you have to have a very good understanding of basic sanity, and also you have to have a good understanding of basic materialism spiritually. And we have coined this word called spiritual materialism. Spiritual materialism that might speak to you something, the spiritually materialistic, that using the name of spirituality and egohood, trying to become a greater person, a wise person, which is very dangerous and very problematic. And it not only destroy you, but destroy the whole wisdom of humanity. And it is, in fact, Satanism. So we should think very carefully about that particular concern. We should discuss that particular situation very clearly, very
openly to each other and to try to understand what that means. So I hope that I would like to devote certain part of my course, this first stage, for you to understand the meaning of spiritual materialism. We of course intellectualize the whole thing, and we could also identify with ourselves, but I feel that whatever we do, both of those possibilities are open, that we shouldn't kid ourselves around by saying that anything that we can do here is to get off in the path. Now that you boarded on the airplane of an Arab institute, let's turn on the engine. Let's fly. Let us make ourselves into a cosmic transcendental airline. Let everybody be the passenger. Let's fly above the sun and the moon and the universe. It's very easy to say. Easy to say, but it is not difficult to do that. Since everybody is sitting on the ground, sitting on the floor, and nobody can get an inch off the ground, if you want, physically and spiritually, absolutely not. Maybe psychologically you think you are doing, but then that is another spiritual materialism. So I'm sorry to be such ordinary and down, but I think that particular approach is absolutely necessary in order to build this particular journey which will take off the ground. Before we do that, we have to understand where we are. If you want to fly, in an airplane, you can't just fly. You have to make money. And you have to think how much it costs to buy a ticket. And then, that's not enough. But then you have to go to the airport, you have to book your ticket, and you have to find out your flight number, and what particular airline you're flying. And then you have to walk, and also you have to find out what gate number you're flying. And then you have to board into the airplane, you have to stop your cigarettes out, you have to walk, check your baggage, and then also you have to find your seat number where you're sitting in. And then you have to fasten your seat belts, and put up your tray table, and your seat back. You have to go through all those formalities. Otherwise, you don't have a safe journey, as they say. Regarding the question of spiritual materialism, that self-oriented pursuit, which dedicated to pursuing a self, ego, to become oneself a greater and powerful person, that if you use mantras, chantings, meditations, all kinds, that you think you're going to get greater person, greater personality, greater individual,
who could trod on the path. But on the other hand, you can ignore the whole thing, just chant mantra beautifully, ignore the whole thing, and not care about ego or anything else, just as if you never heard of such things. One can do that, but still it is spiritual materialism that you are deceiving yourself. That there is enormous problems with that. So tonight I will not introduce the basic notion, basic idea as to what does mean spiritual materialism from the point of view of ego orientation. That you wanted to achieve certain particular result, cause and effect, because of practicing a certain way that you get what you want, and then you can use it as if that automatic rifle was presented to your 3-year-old son, who then can actually actualize the cowboy and Indians, and he could bang, bang, bang round. Actually, you could hear the bang, bang, bang going, and you could appreciate that. Gee, isn't it fantastic? I could actually do it. I don't really have to fantasize myself on the television anymore. I could become the cowboy. Maybe we've been watching too much televisions nationwide, and we got these ideas. Sense of not knowing where the responsibility lies, where the gain lies, where the kick out lies. That has become a tremendous problem. And we could sit down here and say that now, if you sit down in 3 minutes and say a certain particular word by saying so, you're going to get enlightened. That is extremely cheap, unreasonable. That undermines human dignity that human beings possess, supposed to possess some kind of intelligence as to develop some kind of critical attitude to what you're doing, and you're supposed to see through that. So that is the basic point where spiritual materialism could cut through. By your own self-existing irony, critical attitude to cutting through that kind of deception. And that is where the function of enlightenment lies, that you can't be all that deceptive, you can't be all that challenged, and you can't be all that gullible and coward. So that is where the possibilities lie. Otherwise, there's no point in talking about enlightenment, absolutely not. And we should have learned more trust in a computer. Everything's mechanized. But since everything's not mechanized, everything's experiential, therefore there's strong possibilities to fight back against such spiritual materialism, which is an extremely important point that I would like to make, is that that's the key point, that there is a cynical attitude that exists within us, that one wonders, should I give in to my cynical attitude, or maybe I should give in, maybe I should go through the whole way. At this point, it is absolutely necessary to understand basic spirituality, to go along with a cynical attitude, questioning everything, not necessarily intellectual, logical, metaphysical way, but experientially, trying to go along with that particular approach is extremely important. So that is the first step
as well as the first step for you to be a student here to how to sharpen your intellect. Task. I would like to make reference to two or three of the main points which Trungpa Rinpoche raised. Aș vrea să mă refer la două sau trei aspecte importante la care pe care le-a ridicat Trungpa Rinpoche. As standards for education of the whole person. Ca standarde ale educației unei persoane complete, integrale. The first is basic sanity. Primul este sănătate fundamentală. As we heard during the introductions, așa cum am auzit în introducere, psychology has been in its first century closely aligned to the study of abnormal psychology. Psihologia a fost în primul său secol de dezvoltare apropiată de psihologia normală. There's another possibility. Și există o altă posibilitate. Which is the study of what we might call normally abnormal psychology. Ce este studiul a ceea ce am putea să numim psihologia normală normală. Or normal psychology. Sau psihologia normală. Another way to say this. Another way to say this. O altă, un alt fel de a spune acest lucru. Is that we all possess a reservoir of basic sanity. Este faptul că fiecare dintre noi posedă un rezervor de sănătate fundamentală. Which is entirely natural. We're born with it. Care este în întregime natural și ne naștem cu el. But may have been developed to a greater or lesser degree in the course of our life to date. Dar putea să fie mai mult sau mai puțin dezvoltat pe parcursul vieții noastre până în zilele noastre. An education which includes all aspects of life, from the physical to the mental, the emotional, spiritual. Educația care include toate aspectele vieții fizice, emoționale, mentale. Would surely address basic sanity and in fact would surely be based on it. Ar adresa cu siguranță sănătatea fundamentală și cu siguranță ar fi fundamentată pe aceasta. In other words, that our basic health, our basic humanity, you could say. Cu alte cuvinte, sănătatea noastră fundamentală și umanitatea noastră fundamentală is carefully developed, este cu atenție dezvoltată, step by step, pas cu pas, during the educational process. Pe parcursul procesului educațional. Clearly, this engages both the head and the heart. Este clar că aceasta implică atât capul, mintea, cât și inima. There's a further vision associated with this potential. Există o altă viziune care este asociată cu acest potențial. Which we could call our brilliant sanity. Pe care am putea o numi sănătatea noastră strălucită. In other words, that we all possess a certain brilliance. Și cu alte cuvinte, am putea să spunem că toți posedăm o anumită strălucire. We might doubt this. Am putea să avem îndoieli cu privire la aceasta. But nevertheless, it is true. Dar cu toate acestea, este adevărat. And it is entirely possible to bring this brilliance out in the course of our life. Și este în întregime posibil să aducem la suprafață această strălucire pe parcursul vieții noastre. I think we can say that the process of doing so begins to relate to genuine spirituality. Și am putea să spunem că acest proces de a o face începe să relaționeze cu spiritualitatea autentică. In order to engage such a path, clearly we need a method.
Pentru a începe o asemenea cale, este clar că avem nevoie de o metodă. There may be many such methods. Cu siguranță există multe asemenea metode. But at least we can say, at least we already know, it's not a matter of just figuring it out. Cel puțin putem să spunem că nu este vorba de a ne da seama. It's not just an intellectual exercise, although understanding intellectually is also essential. Și nu este vorba doar de a înțelege intelectual, deși intelectul este un aspect esențial. It has to be experiential as well, as Trungpa Rinpoche said. Trebuie să fie o metodă experimentală, așa cum Trungpa Rinpoche a menționat. That's the necessary bridge. Și acesta este legătura de care avem nevoie. So whatever discipline it is that we engage. Așa că indiferent de ce disciplină practicăm, needs to bring in this quality that it is experiential. Trebuie să aducem în ea această calitate experimentală. It's something that we do. Este ceva ce facem. It's a discipline we jump into. Și we fully engage. Ne angajăm complet în ea. That's necessary. Și acest lucru este necesar. In other words, if we wish to engage both the head and the heart. Cu alte cuvinte, dacă dorim să angajăm atât mintea, creierul, cât și inima, we need a method or a discipline which involves both the head and the heart. Avem nevoie de o metodă sau o disciplină care implică atât capul cât și inima. As a paradigm or an example, ca exemplu, I would like to bring up the discipline in which I have been trained. Aș vrea să prezint disciplina în care eu am fost antrenat, pregătit. And which Trungpa Rinpoche introduced to the Naropa Institute as the primary discipline there. Și pe care Trungpa Rinpoche a introdus-o la Institutul Naropa ca fiind principala disciplină. And that is the sitting practice of meditation. Și aici este vorba de practica meditației șezând. This particular practice, această practică specifică, comes from Buddha Shakyamuni. Vine de la Buddha Shakyamuni. So it was evolved, it has been evolved, and it is still thriving in the Buddhist tradition. Așa încât a evoluat și este încă vie în tradiția budistă. But also I would like to make it clear. Dar de asemenea aș vrea să spun clar. That one does not have to have Buddhist affiliations to do it. Că nimeni nu trebuie să fie budist ca să o practice. It's just a method. Este doar o metodă. And it can and has been used by people of different belief systems belonging to different traditions. Și poate fi și a fost deja folosită de multe persoane care vin din multe tradiții și culturi diferite. For example, in the Roman Catholic tradition. De exemplu, în tradiția romano-catolică. There are Benedictine monks who are practicing this same meditation. Există călugări benedictini care practică aceeași metodă. And I have presented the same meditation practice. Și eu am prezentat aceeași practică a meditației. In criminal justice systems in 7 countries. În sistemul justiției criminale din 7 țări. At the United States Air Force Academy. În Academia Statele Unite, Air Force. Mm-hmm. And in universities around the world. Și în universități din jurul lumii, din alte țări. The meditation practice. Practica meditației is characterized by sitting in a particular posture. Este caracterizată de șederea într-o anumită postură. Which is usually cross-legged on the ground or a chair. Care este de obicei stând cu picioarele încrucișate pe sol sau stând într-un scaun. And those are regarded as equal. Și ambele posturi sunt privite ca fiind echivalente. Holding the body in a certain way.
să ne de menținerea corpului într-un anumit fel. Notably with erect posture, good posture. În mod special cu într-o poziție dreaptă, o poziție bună cu spatele drept. And working with the thoughts. Și de lucru cu gândurile. Tying them to the breath. Legarea lor cu respirația. And then letting them go on the out-breath. Și de eliberarea lor odată cu expirația. One at a time. Unul câte unul. We might ask, what does this do? What's the point? Am întrebat și ce facem cu asta? De ce am face lucrul ăsta? One of the points is to join the head and the heart. Unul din aspecte este că prin această metodă reunim mintea și inima. And this is done primarily by dealing with the mind before the body. Și acesta se realizează prin a lucra înainte cu mintea. By acknowledging the importance of the thoughts or the cognitive function in all of our experience. Și prin realizarea importanței gândurilor în acknowledging the thoughts. The importance of the thoughts or the cognitive function in all experience. Realizarea importanței gândurilor în procesul cognitiv. The thoughts are taken one at a time. Gândurile au loc unul câte unul pe rând. In the present moment of experience. În momentul prezent al experienței. So we reduce all of our mental and emotional, perceptual and other activity. Astfel încât reducem toată activitatea noastră mentală, emoțională to the present moment. La momentul prezent. Which is really where everything happens, isn't it? Care este locul unde se întâmplă totul, nu e așa? We have thoughts of the past. Avem gânduri despre trecut. And thoughts of the future. Și gânduri despre viitor. But all of those thoughts occur in the present. Dar toate aceste gânduri au loc în momentul prezent. And really the events of our life occur in the present. Și toate evenimentele vieții noastre au de fapt loc în prezent. If you think about it. Dacă ne gândim la acest lucru. Life best lived is life lived in the present. Viața care este cea mai bine trăită este viața trăită în momentul prezent. This practice sounds very simple. Această practică pare să fie foarte simplă. And it is very simple. Și este foarte simplă. Actually. De fapt. And when we're really practicing, when we really come back to ourselves, you could say. Și atunci când practicăm și atunci când ne întoarcem cu adevărat la noi înșine. It has this quality of simplicity. Are această calitate a simplității. If you meet people who are great adepts of this practice. Dacă întâlniți persoane care sunt mari adepte ale acestei practici. And there are such living exponents. They do exist. Există asemenea persoane, chiar există. You know, all the Asian traditions which have such a practice. În toate tradițiile asiatice care au practici similare. There are living masters. Există maestri în viață. And female masters also. Și de asemenea femei maestri. It's surprising how simple they are. Este surprinzător cât de simpli sunt. We too could live like that. Și noi am putea să trăim în acest fel. It's not that there are special people out there. Ei nu sunt niște persoane speciale. These are simply people who've worked with their own educational process and their own spirituality deeply. Ei sunt niște persoane simple care au lucrat cu propriul lor sistem educațional și propria spiritualitate într-un mod profund. Actually, all human beings possess this potential. Și de fapt, fiecare ființă umană posedă acest potențial. It's said in the tradition that there's no difference among beings in terms of this potential. We all possess the same exactly.
Și se spune în tradiție că nu există diferențe între ființele umane din acest punct de vedere. Toți posedăm acest potențial. The same wakefulness. Aceeași trezire. But of course, it is hidden from us to various degrees. Dar desigur că acest lucru este ascuns, ne este ascuns nouă înșine în diferite grade. From this point of view, the educational process, which evolves out of the sitting practice of meditation. Din acest punct de vedere, procesul educațional care evoluează în afara practicii meditației șezând, is one of undoing the obstacles to our basic intelligence, our basic sensitivity, our basic wakefulness. Este de fapt de a desface, de a înlătura obstacolele principale care stau în fața treziei noastre și strălucirii noastre. As we go through this undoing process, pe măsură ce trecem prin acest proces de desfacere, it is a matter of developing or trying to develop our sense of being. Este vorba de a cultiva simțul nostru de a fi, rather than trying to find something out. Mai degrabă decât să căutăm să găsim o soluție în exterior. Which is a very interesting approach to education, especially from the Western point of view. Ceea ce este un punct de vedere foarte interesant, în special în educația occidentală. Where we're always trying to find something out. Unde tot timpul încercăm să găsim o soluție în exterior. And yet, incidentally, perhaps to our surprise, și totuși, în mod incidental, spre surpriza noastră, as we go through this process, as we go along, pe măsură ce trecem prin acest proces, the answers come along. Răspunsurile încep să apară. This is known, to use the Sanskrit word, as the development of prajna, prajna. Acest lucru este cunoscut și am să folosesc un termen din limba sanscrită ca dezvoltarea prajniei. Or best knowing. Sau care s-ar traduce prin a ști cel mai bine. Or highest intelligence. Sau cea mai înaltă formă de inteligență. There are said to be different levels of prajna. Se spune că există diferite niveluri de prajna. There's ordinary prajna. Există prajna obișnuită, which applies to worldly knowledge, care se aplică la cunoașterea uzuală, normală. There's baby prajna. Există prajna copil, which applies to the discovery of egolessness, care se aplică la descoperirea absenței ego-ului. And then there's full-blown prajna. Și apoi este prajna care este de plină maturitate. There were great universities in ancient India. Există mari universități în India antică. Notably, Nalanda University. În special, de exemplu, una remarcabilă este Nalanda, Universitatea Nalanda. And also Vikramashila. Și de asemenea Vikramashila. And also in Tibet. Și de asemenea în Tibet. And other Asian countries. Și în alte țări din Asia. Where the subject matter under discussion this evening was actually very highly evolved. Unde subiectul pe care îl discutăm în această seară a fost evoluat la un nivel foarte înalt. There were five at Nalanda, for example. There were five principal sciences and five subsidiary sciences. De exemplu, existau cinci științe, five sciences. Yes, there were five principal sciences. Cinci științe principale și mai multe subordonatelor. And five subsidiary sciences. Și cinci științe subsidiare. For example, de exemplu, grammar and logic. Gramatică și logică. The logic study there was almost identical to Aristotelian logic.
unde studiul logicii era aproape identic cu studiul logicii Aristotel. Syllogism and so forth. Syllogism și așa mai departe. Only in much greater depth, much more highly elaborate. Numai că era studiat și la și mai mare profunzime. The science of medicine. Știința medicinei. And many other sciences that we would recognize from our own cultures. Și alte științe pe care le-am recunoaște din propria noastră cultură. But the highest study, dar studiul cel mai înalt, was regarded as the study of our own selves. Era privit ca fiind studiul studierea de noi pe noi înșine. Our internal study. Studiul nostru intern. Study of the path of the individual. Studiul căii unui individ. Based on the insights of meditation. Realizat pe baza înțelegerii provenite din meditație. The internal waking up process. Și procesului de trezire intern. Which corresponds to the notion of enlightenment which Trungpa Rinpoche presented. Și acest lucru corespunde noțiunii de iluminare pe care l-a prezentat mai devreme Trungpa Rinpoche. So in those universities they found a way to unify all of these different pursuits. Deci în aceste universități antice au fost găsite căi prin care să fie unificate toate aceste științe. In terms of the introduction of the internal science, în ceea ce privește introducerea științei interne, it seems what is necessary in the West. Se pare că ceea ce este necesar în lumea occidentală are the teachings of the living masters. Sunt învățăturile provenite de la maestrii care sunt în viață. So not just book knowledge, although there is very good books, there are very good books available. Și nu numai cunoștințe provenite din cărți, deși există destule cărți foarte bune. But the development of the teacher-student relationship, dar dezvoltarea relației student-învățător, so that the development of the student on this path of internal discovery, astfel încât dezvoltarea studentului pe această cale a autodescoperirii, is tested, este testată against the experience or with the experience of the teacher. Este testată cu experiența învățătorului. Fortunately, there are such beings around. Din fericire, mai există asemenea ființe în viață. Those relationships would have to be cultivated. Și relațiile cu aceștia trebuie să fie cultivate. From our side, din punctul nostru de vedere, we have in this first generation or two of the advent of this wisdom from the East. Suntem în prima și a doua generație we have during this first generation or two generations of the coming of this kind of wisdom. În prima și a doua generație venirii acestui tip, când a apărut acest tip de înțelepciune, venind dinspre Est. The problem which Trungpa Rinpoche described in the video as spiritual materialism. Avem această problemă pe care a descris-o Trungpa Rinpoche în materialul video, numită materialism spiritual. In other words, misunderstandings of what genuine spirituality is. Cu alte cuvinte, neînțelegerea corectă a ceea ce înseamnă spiritualitate. For example, de exemplu, thinking that there's a quick way to exit from our existence. De exemplu, înțelegerea spiritualității ca fiind o cale rapidă de a ne elibera de existența noastră. From our livelihood needs, our domestic and social existence, and so forth. Să scăpăm de nevoile cotidiene, existențe sociale și așa mai departe. So that it is a gradual and genuine personal growth and development. Așa încât există o dezvoltare personală graduală, individuală și gradual development of the individual.
dezvoltare graduală a fiecăruia individual. In authentic. Și în mod autentic. So, in other words, there needs to be some kind of lineage, presence. Din acesta rezultă că trebuie să fie o linie, trebuie să existe o linie de transmitere. And then between that lineage presence and those of us who are interested in this approach. Și între acea linie de transmitere, cei dintre noi care sunt interesați de această abordare, there could be mutually created this path for the West. A putut fi posibil să fie în mod mutual creat această cale în lumea vestică. We could join together the best of Western science, for example. Am putea aduce împreună cele mai bune descoperiri ale științei occidentale with the science of meditation and the development of the person from the point of view of wakefulness. Și am putea aduce împreună știința cu dezvoltarea individuală from the point of view of wakefulness based on internal development. Din punctul de vedere al treziei bazat pe dezvoltarea internă. We have another video for you this evening. Mai avem încă un material video pentru această seară, which is a video incidentally of somebody presenting meditation in a prison context. Care se întâmplă să fie un video, un material video ce prezintă această practică a meditației într-o închisoare. But before we get to that, dar înainte să ajungem la el, if it's okay, dacă sunteți de acord, I would at this point like to invite questions from the audience. Aș vrea în acest moment să vă invit să puneți întrebări. About what has been said so far. Despre ceea ce s-a spus până acum. So if you have a question, please stand up because it's a little hard to see from here. Dacă aveți o întrebare, vă rog să vă ridicați pentru că e dificil să vedem, de aici. I don't know how would they do it. People would come to the microphone in front perhaps. Sau ați putea, de exemplu, să veniți în față la microfon. Could you possibly come up? Is that too difficult? I can speak loud. Okay, you speak loud, I'll repeat it. Thank you. I would like to ask you if you can give us a model of such a university, or such a combination of spirituality and university teaching in a country in the West, in Europe or in the States. Mm-hmm. And if you can give us some details of how it works. Mm-hmm. The question is there a model of such a university in the West and how it functions? Întrebarea este dacă există un asemenea model în vest și cum funcționează. There are some startups. Există niște începuturi. There is a Naropa University in Boulder, Colorado. Există Universitatea Naropa în Boulder, în Colorado. Which was founded by Trungpa Rinpoche. Care a fost fondată de Trungpa Rinpoche. There is a university in Germany, the University of Freiburg, I think it's called. Există o universitate în Germania, Universitatea Freiburg, where they have a mindfulness department. Unde au un departament de unde studiază mindfulness, atenția conștientă. And they're beginning with research. Și au început să facă cercetări. I made a number of presentations there. Și am făcut câteva prezentări acolo. And they have a module now studying mindfulness practice. Și au un modul acum care este despre studiul practicii atenției conștiente. I don't think that there's a fully evolved model. Nu cred că este un model complet, există un model complet evoluat. Before making this presentation this evening, I was imagining to myself how this whole effort might go forward here in Romania. Înainte de a face prezentarea în această seară, m-am gândit cum ar putea tot acest efort să meargă mai departe în România. I think this event and the many other events that you have here.
Cred că acest eveniment și multe alte evenimente pe care le aveți aici is a great start. Reprezintă un început grozav. Because it raises the whole issue. Pentru că ridică toate aceste întrebări. But I also think dar de asemenea mă gândesc that it would be up to individuals such as might be here tonight or institutions such as this to pioneer their way. Că este responsabilitatea fiecărui individual și a instituțiilor prezente în această seară să deschidă drumul pe această cale. My suggestion is sugestia mea este to make contact with great adepts from the Asian countries. Să se creeze contactul cu mari adepți din Asia. And begin a dialogue with them. Și să înceapă un dialog cu ei. Try to find really good ones. Și să încercați să găsiți unii cu adevărat buni. The best ones, actually. Și de fapt, poate pe cei mai buni. Vet them, examine them. Și să examinați. Make sure the real deal. Și să fiți convinși că sunt autentici. And then go into dialogue with them. Și apoi să începeți să comunicați cu ei. About next steps. Despre pașii următori. I'll give you an example from Trungpa Rinpoche's work of an experiment. Aș vrea să vă dau un exemplu din munca Trungpa Rinpoche și un experiment pe care l-a făcut. Among the many gifts that he left to us, he left a practice called the Maitri practice of the five wisdoms. Printre multe alte daruri pe care ni le-a lăsat, el a lăsat o practică care se numește Maitri, practica celor cinci tipuri de înțelepciune. Maitri means Sanskrit word which means friendliness to yourself. Maitri este un cuvânt în sanscrită care înseamnă prietenie către tine însuți. It's beyond the scope of this presentation to describe this whole practice. Este în afara scopului acestei prezentări să vorbim despre Maitri. Suffice it to say, it is an intervention. Dar aș vrea să spun că este o intervenție which allows people to meet their own emotions very directly. Care permite oamenilor să întâlnească foarte direct emoțiile lor. It's a branch of meditation practice. Și este o ramură a practicii meditației. And Trungpa Rinpoche evolved a very remarkable format for this. Și Trungpa Rinpoche a dezvoltat un format remarcabil pentru această practică. When he first introduced it to the West. Atunci când a introdus-o pentru prima dată în vest. He introduced it on a model which had been pioneered by the Scottish psychologist R.D. Lang. A introdus un model care a fost de către a Scottish psychologist, un psiholog din Scoția, R.D. Lang, where the clients and the caregivers lived in the same houses on an equal basis. În acest model, clienții și cei care aveau grijă de ei locuiau în aceeași casă tot timpul, în fiecare zi. In equal numbers also. Și de asemenea în număr egal. And then this practice was basically experimented with. Și în acel moment această practică era experimentată. This experiment had an interesting result. Acest experiment a avut un rezultat foarte interesant. The caregivers reported that the practice was too direct for them to manage. They couldn't manage what happened. Cei care aveau grijă de clienți au raportat că această practică este foarte directă și că nu o puteau gestiona. And they themselves started to do the practice. Și apoi ei înșiși au început să practice și să lucreze cu această practică. This is about 40 years ago. Înșiși. And the situation has not evolved very much since then. Și asta s-a întâmplat acum 40 de ani și lucrurile nu au evoluat prea mult de atunci. Except that the practice has been disseminated now around America and Europe.
Exceptăm faptul că această practică a fost răspândită în America și în Europa. And joined with other psychotherapeutic interventions. Și a fost alăturată altor practici de psihoterapie. In an effort to evolve the use of it, in an effort to understand the depth of it and to find the applicability. Și în efortul de a o înțelege și de a înțelege aplicabilitatea împreună cu alte practici de psihoterapie. I am one of the presenters of this practice. There are about 25 of us, I think. Eu sunt unul dintre cei care prezintă această practică. And I'm beginning to realize the scope of its applicability could be very widely applicable in a psychotherapeutic and other contexts. Și abia acum încep să înțeleg foarte largă aplicabilitate acestei practici în psihoterapie și nu numai. So și that's, în multe alte domenii. That's just an example. Acesta este doar un exemplu. There are no glowing results particularly at this point. Nu există, putem să spunem că există niște rezultate strălucitoare. Historically, when Buddhist-based meditation has been introduced to a new culture. Istoric, atunci când Buddha a introdus meditația într-o cultură nouă, there has been a period of 200 to 300 years. A fost o perioadă de 200 sau 300 de ani. Until such time as we could say that the practice truly belonged to the new culture. Până când practica a fost integrată în noua cultură. This happened in Korea around 300. Asta s-a întâmplat în Corea în jurul anului 300. China, Tibet. În China, în Tibet. And so forth. Și așa mai departe. So I think it would be unreasonable to expect that it's going to happen more quickly here. Și cred că nu este rezonabil să ne așteptăm să se întâmple mai repede aici. But still, gradually, there could be this union. Dar cu toate acestea, treptat, ar putea să fie aceste reuniuni. Probably the leading field, or the field where the influence has been most felt so far. Probabil locul în care influența s-a simțit cel mai mult până acum has been psychology. A fost psihologia. And particularly the mindfulness movement. Și în special legat de mișcarea mindfulness sau mișcarea atenției, mă rog, numită mindfulness. Yeah. So I think here really the next step is to begin to experiment. Așa că încât cred că următorul pas este să începem să experimentăm. A little bit at a time. Și câte puțin pe rând. As appropriate. Atunci când este momentul potrivit. Not try to fight the local culture. That makes no sense to me. Și să nu încercăm să ne luptăm cu cultura locală. But find where the common, nu are niciun rost. Sorry. Find where the common interest is. Și să găsim unde există interesul comun. Ați sunt alte întrebări? Really? Yes, please. Yeah. Not really a question. I was wondering if California Institute of Integral Studies, Saybrook University, Institute of Transpersonal, Sofia University, now renamed recently in California, where are not places where meditation is taken seriously and approached, because I think they are. I think the remark was that at the California Institute for Integral Studies, meditation is taken seriously as a discipline and used in the context of some of the Western sciences, social sciences, right? Yes. Yeah, I think that's true, but I don't know the detail myself. Yeah. Okay, let's go into the next phase then. Să ne trecem atunci la etapa următoare. Which involves the video of an ex-felon, an ex-prisoner in the United States. Care este prezentarea unui material video al unui prizonier. Bringing meditation and the insights of meditation into a prison in Rhode Island.
ex-prisoner. Un fost prizonier care aduce meditația în contextul unei închisori. Bringing meditation and the insights into this prison in Rhode Island. În Irlanda de Nord. So I'll let him speak for himself. This is a tough guy world, and we have to control all of their movement and their behavior, because that's the way you keep an institution safe for everybody who lives in it. We have everybody here, murderers and rapists, sex offenders, drug addicts, everybody. My name is Dennis. I'm 53 years old. I'm serving a 15-year sentence for assaulting my wife. My name is Lewis, 35. Sold narcotics. Since I was about 13 or so. My name is Juan. I'm 34 years old. I'm here for second degree murder. Sadly, it's my charge. My name is Salim. I'm 39, I'll be 40 soon. I was given a life term. A lot of times what lands people in prison and what brings them back is a lack of good problem-solving skills and good communication skills. We approached us asking if he could do some work in here. Now, we were challenged by our union, wanted to know how we could possibly bring an ex-offender in. I served 14 and a half years on a 25-year no parole sentence. Having served 14 years boosts his credibility. Boosts his credibility with inmates. When I got locked up, I really hit a wall of just seeing the craziness of my life path up until then and on the incredible selfish decisions I've been making. My son was 9 years old. He was going to grow up without his dad. And I was just so deeply full of remorse and regret that I just literally started practicing meditation like my hair was on fire. So I became extremely motivated to turn my life around. So I was living the life of this prison monk. I was sourcing a meditation group twice a week in a chapel. I started receiving letters from prisoners while I was in prison. I had published some articles. People knew about me out in the world a little bit. And they started sending some of these letters to me, thinking I would know what to do with them. So I worked in the education department. I had access to a copy machine. I would copy articles out of books and put together a little thing, and I'd send it off to a prisoner. So it started off that way, and I decided it was a much bigger deal that I could do for my prison cells. You know, I think we have a co-creative relationship with our life. We can't control other people. We don't control life. But is there some relationship between what we put out and what comes back? Freedom, before I came here, was just another word. I've never been to prison before. All you know is what the media and the movies say about prison. You know, take care of yourself, and somebody, you know, try to, you know, take your manhood or something. You know what I mean? I'm thinking I'm gonna come in here and fight the world. In a prison like we're in,
there's a serious conflict laying around any corner. It's an environment where people's worst behaviors are just right there, just on the surface. When I first came in, fought with officers, would beat up anyone, would do the unthinkable, just because. It's a vicious cycle, because once you come to prison, life just keeps tumbling, 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 and it's like a never-ending wall that won't stop building unless you find some way to get over that wall, at least in front of it. What circumstances did they have to survive on the street to bring them to where they are now? Do we want to save those lives, or do we want to discard them? The crimes I committed, you know, I brought shame, you know, to not only myself, but to those who I love, you know, so just really trying to do something, you know, to get out of that cycle. Somebody's giving us an opportunity, you know, just to meditate and connect ourselves. That's golden, you know. So sit up with that good posture, just rest your hands on your legs, and just take a moment to just feel. I mean, I've always thought that the people who survive are so much stronger than I could ever be. Ask Fleet how he survived and thrived the way he has. He credits meditation for having given him the strength to live his life in prison and come out not as much the worse for wear as most people do. I don't have a release date, so I can only go home when they decide I can. So I learned to live day by day, and that helped me to deal with prison. And I can only do that being in the moment, being in the now. It's like, if I don't like what's going on, what can I do to shift it? If I don't like the relationship I have with my boss or with one of the COs or something, could I approach that person in a different way? Can I get creative about what I'm doing to bring about a shift in the way things are? In other words, owning my own situation. But how do you resolve that? I take a breath, and then I step back really good. They suddenly get that there's this whole thing there that they thought was who they are. That's the only reality they knew. Suddenly they get to step outside of that a little bit. You just see the lights go on. It's like this sudden illumination. It's like a mini enlightenment of sorts, you know? And that's very powerful. That's what keeps me coming in. The reality is I'm living life, and meditation is just a hard role in your perspective, and in the way that it gave me like a tool to really look inside myself and change in the way I am. People don't understand the value of what they call the soft stuff. And I sometimes think without the soft stuff, no matter how much hard stuff you have, you're bound to fail. You can live your life. You can be yourself. You can show others that this isn't a place to breed a better criminal. This could actually be a place to breed a better person. You're here because the way that you were didn't work. So why not be better? Us. They're not monsters, and more importantly, whether we want them to or not, they're getting out. So do you want them to come out angrier and meaner and more dangerous than they were when they came in, or do you want to do whatever you can to change their behavior while they're here? We need people to see and experience prisoners stepping out of that culture and doing something transformative with their lives, and people start to have faith. People see people coming back to their community. They realize these are human beings, and that human beings' lives are going to have value, and they're not expendable. Mm-hmm.
worked in prisons for some years, and there were many surprises. The first surprise to me, and the one that became maybe the primary reference point. Am lucrat în închisori timp de mai mulți ani și întâlnit multe surprize și surpriza cea mai mare care a devenit pentru mine un punct de referință. Echoes what the director of this prison said in the video. Este ca un ecou al ceea ce directorul acestei închisori a spus în materialul video. Prisoners are us. Prizonierii suntem noi înșine. But not only in the sense that she used it. Dar și nu numai în sensul în care ea a folosit that ex-prisoners rejoin society. În sensul în care foști prizonieri reintegrează societatea. But more basically. Dar într-un mod fundamental. That when you go into a prison. Atunci când mergi, intri într-o închisoare. People don't look mean and evil the way they do on TV. Oamenii nu sunt răi și diabolici așa cum apar la televizor. The criminal justice population is indistinguishable from my eyes. În ochii mei, populația din sistemul de justiție To a group of people you might see in the park on Sunday. Nu se poate distinge de un grup de persoane pe care le întâlnim în parc duminica. That actually we aren't different. Și de fapt ei nu sunt diferiți. And also the basic prison. De asemenea, închisoarea fundamentală. Is the prison of the mind. Este închisoarea minții. And it's that prison which the education of the whole person addresses. Și la această închisoare se referă educația unui persoane complete, integrale. That completes our presentation this evening. Aceasta încheie prezentarea pentru această seară. And once again, I'd like to open the floor if there are questions. Please feel free. Și încă o dată aș vrea să vă invit să puneți întrebări. I have a question. Yes, please. How can you apply this method to children, small children, in their education? Like 8 to 10 years old, can you apply this method of meditation? Can you raise your hand so I can see? Here, in the back. Can't see, that's okay. The question is, how can you apply this method to small children? Yes, yes. And the second part of the question was? Small children like 8 years old or 10 years old, mm-hmm. in their education. How can you apply this? Mm-hmm. As a parent or as a teacher? I had many opportunities to do so. Am avut întrebarea se referă la cum pot fi educați copii, de exemplu copiii de 80 ani, de către părinți sau de către educatorii lor, și Bill a răspuns că a avut multe oportunități. Small children can actually meditate. Copiii mici pot să mediteze. With a lot of small children, even younger than 8 years old. Cu mulți copii, chiar și mai tineri, mai mici de 8 ani. They will naturally emulate their meditating parents. Ei în mod natural vor imita părinții care meditează. I had an experience in Santiago, Chile. Am avut o experiență în Santiago, în Chile. About 15 years ago. Cu 15 ani în urmă. I had a meeting with the children. Și unde am avut o întâlnire cu copii. And we had age limits. We had, sorry. Age limits. Și am avut limite de vârstă. We said 7 to 18. Și am spus de la 7 la 18 ani. And I went in the room. Și am intrat în cea încăpere. And there was a 4-year-old boy sitting next to me. Și era un băiețel de 4 ani care stătea lângă mine. I said to his parents, what is he doing here? Și am întrebat pe părinții lui, el ce face aici? And they said we couldn't keep him out. Și au spus, n-am putut să-l ținem afară. I was sitting on a cushion. Stăteam pe o pernă de meditație. And he got an identical cushion.
Și și-a luat o pernă identică. And everything I did for the whole evening he imitated. Și tot ce am făcut în acea seară a imitat. So if I sat up straight. Așa că dacă stăteam cu spatele drept. He sat up straight. Se așeza și el cu spatele drept. And if I scratched my face. Și dacă mă scratchiam pe față, făcea și el așa. It was fantastic. Și a fost fantastic. So that seems to be natural. Așa încât pare să fie un proces natural. But I don't think with children that young, especially. Dar nu cred că cu copii de asemenea vârstă, atât de tine. That it's so much a matter of teaching them. Nu este atât vorba despre a învăța. Although of course that's necessary. Deși desigur acest lucru este necesar. It's much more a matter of modeling it. Este mai degrabă vorba despre a modela. So it's really a matter of who the parent or the teacher meditating. Și de fapt este vorba despre părintele sau învățătorul care meditează. And that reality reflects the necessity for authenticity in conveying the practice. Această realitate reflectă necesitatea autenticității în transmiterea practicii. As we know, we cannot teach what we do not ourselves understand. Știm cu toții că nu putem să învățăm pe cineva ceea ce noi înșine nu înțelegem. And since this is an experiential tradition and practice. Și din moment ce este o tradiție și o practică experimentală, it's very necessary for it to be transmitted experientially. Este foarte necesar să fie transmisă în același mod experimental. I had another experience similar to that. Am mai avut și altă experiență similară. Where I was presenting a 7-day retreat. În care am prezentat în cursul unei retrageri de 7 zile. A residential retreat. Where you live there. Da, retragere rezidențială în care se locuia în locul unde care se medita. And there was a 7-year-old girl in the retreat. Și în acel program era o fată de 7 ani. And once again I challenged her parents. Și încă o dată i-am întrebat pe părinți. I said, "Did you make her do this?" I-am întrebat, "Voi ați pus-o să facă lucrul ăsta?" And they also said, "No, we couldn't stop her." Și de asemenea, ei au răspuns, "Nu, n-am putut să o împiedicăm." The content of the teaching of that week was had to do with this basic wakefulness or basic goodness, sometimes we say. Contextul acesta are de-a face cu bunătatea fundamentală, trezirea și bunătatea fundamentală. Which is belongs to all human beings. Care aparține tuturor ființelor umane. And is always there. Și este întotdeauna acolo. In the matter of uncovering it through the process of meditation. Și vorbim despre a o descoperi în procesul meditației. And I had an interview with this little girl. Am avut un interviu cu această fetiță. Which is part of the process of a week-long retreat. Care este partea procesului atunci când mergem într-o retragere de meditație. She was sitting on the chair in front of me. Stătea pe un scaun în fața mea. And her legs were swinging back and forth because they didn't touch the floor. Și își legăna picioarele pentru că nu ajungea cu ele pe sol. I said to her. Și i-am spus. Do you understand basic goodness? Tu înțelegi ce este bunătatea fundamentală? And she said. Și a răspuns. Oh yes. Da, sigur. She said, "There's a boy in my class who's angry all the time, but he has basic goodness in him." Mi-a spus că e un băiat la mine în clasă care este furios tot timpul, dar și el are bunătate fundamentală. So clearly she understood. Așa că e clar că înțelegea. But she's quite an unusual example. Dar este mai degrabă, ea este mai degrabă un exemplu neobișnuit. Usually when presenting meditation to children of say 8 to 10 years old. De obicei când meditația este prezentată copiilor de să zicem 8 până la 10 ani. First of all, it's necessary to have an authorized meditation instructor. Mai întâi este nevoie să avem un instructor de meditație autorizat. And second of all,
Și în al doilea rând, it is usually done in very short periods. Este de, se realizează de obicei în pe perioade foarte scurte de timp. Like 1 minute. Ca de exemplu, or 2 minutes. Sau 2 minute. And then third, usually mixed with other similar endeavors, like artistic expression. Și în al treilea rând, de obicei este programul este cuplat cu alte activități, ca de exemplu activități de expresie artistică. It's highly appropriate that you've asked this question. Este foarte potrivit să ridicați această întrebare. It's exactly what I was thinking. Și este exact ceea ce mă gândeam. Really, if we could introduce meditation to children of a young age. Cu adevărat, dacă am putea să introducem meditația copiilor de la o vârstă mică, that would be the beginning of a complete educational process, potentially. Acesta ar putea constitui începutul unui proces educațional, which could continue through middle school and high school and university and so forth. Care ar putea să continue cu școala, liceu, facultatea, universitatea și așa mai departe. And then depending on the interests and the propensities or tendencies of the individual. Și apoi în funcție de interesul și tendințele fiecăruia, that person could develop spiritually as they are suited and wish. Acea persoană poate să se dezvolte spiritual după cum dorește. Okay. Whoever asked that? Yes, thank you. Okay, thank you too. Any other questions? Actually, I have another question. Okay, about please. Yeah. It's not enough is if me as a mother, I meditate next to my children and show them the example. I have to have a instructor, official one, mm-hmm. Or it's enough? For the beginning. Mm-hmm. I think for the beginning you could show them. Cred că la început poți să-i arăți. That would be okay. Și asta ar fi bine. And then maybe if they begin to develop a practice. Și apoi dacă încep să dezvolte această practică. You could introduce them to an instructor. Poți să îi prezinți un instructor. To make sure. Ca să fii sigur. And also so they have an independent avenue of questioning. Și astfel încât ei să poată să pună întrebări în mod independent. Ok, thank you too. Anything else? Yes, sorry. Yes, please. What were the steps to get into a prison and to introduce mindfulness practice there? I mean, to get in contact with the authorities. What are the main steps to get there? Because there must be an openness to this, mm-hmm. to convince certain authorities to give money for this or to open the doors to get there. Right. So the question is, what are the steps to introducing mindfulness or meditation practice into a prison environment? That's a longish discussion. In most places in the United States and most other countries, you need prisoner request or staff request. You can't just show up. Întrebarea s-a referit la care sunt pașii pentru a introduce programe de mindfulness în închisori și răspunsul a fost că în state, precum Statele Unite, e nevoie de cererea prizonierilor sau cereri din partea personalului închisorii și nu poți să te duci tu de un singur. In Holland, I participated in an effort to introduce meditation practice into every prison and we were successful. În Olanda am participat la efortul de a prezenta meditația în toate închisorile și programul a avut succes. And it's funded by the government. Și este finanțat de guvern. They have staff hired și au personal angajat ca să facă acest lucru. But for us, if we don't have such an advantage, dar pentru noi, dacă nu avem un asemenea avantaj, then if you could look for prisoner request, that would be a good start.
Dacă poți să obții o cerere de aprizonire, aceasta ar fi un bun început. And in Holland, what did you do in the first part? You mean how did it start? Yeah. I actually don't know. Cum a început în Olanda? A răspuns că de fapt nu știe. I got into it in Holland at a later stage. Am intrat în program în Olanda într-un stadiu mai avansat al programului. I participated by training the instructors. Și am participat prin a pregăti instructorii de meditație. I wanted to ask you, but I don't know if it's the time for this. How do you see this practice related to psychotherapy? I mean, my belief is that psychotherapy is very good, and especially the deep one, you know, psychoanalysis and everything. But I truly believe that this practice of meditation adds a lot of value to the process of self-knowing. And I don't know how you see this, these things together. We'll make this the last question, yeah. I think. The question is, întrebarea este, how is this practice related to psychotherapy? Cum este această practică? Cum relaționează această practică cu psihoterapia? Is that good enough for the question? Okay. It's, there are different relationships. Există mai multe tipuri de relații. I do think that they complement each other. They go together. Eu cred că se completează una pe cealaltă și pot să merge împreună. I also think, insofar as I understand psychotherapy, which is not that well, actually. Cred de asemenea, ceea ce privește, cel puțin atât cât înțeleg eu psihoterapia, ceea ce nu este chiar atât de mult. That they work on different levels of the mind. Că ele, aceste două tipuri de practici lucrează la pe niveluri diferite ale minții. Also, the science of meditation is 2500 years old. De asemenea, știința meditației este veche de 2500 de ani. And it's been highly articulated. Și a fost during all that time. Prezentată în detaliu pe toată această parcursul acestei durate. And very efficiently articulated also. Și de asemenea a fost foarte eficient prezentată. I think the main point, if I can bring it down to one point. Dacă pot să aduc, reduc totul la un singur aspect, is acesta este that to understand the relationship between psychotherapy and meditation. Pentru a înțelege relația dintre psihoterapie și meditație, there need to be people trebuie să fie oameni who are very well versed experts in both at the same time. Trebuie să fie oameni care să fie experți în amândouă în același timp. And in particular need to be thoroughly trained and experienced in meditation. Și în special trebuie să fie foarte bine antrenați, complet antrenați în meditație. And those people will tell us the relationship. Și acei oameni ne vor spune nouă care este relația. But so far, dar până acum, that relationship has not been well understood and is not very well expressed. Această relație nu a fost bine înțeleasă și nici bine prezentată. But it's a very exciting and interesting personal journey, I think. Dar cred că este o călătorie personală foarte interesantă. On the part of the psychotherapist or the psychoanalyst. Ceea ce privește pe psihoterapeut sau pe psihoanalist. And the people in this room could conduct that journey, why not? Și oamenii din această încăpere ar putea să conducă această călătorie, de ce nu? So, in sum, I'd like to thank everybody for this opportunity. It's been very interesting for me and I'm completely happy to join your dialogue. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. Sunt foarte fericit să fiu aici și sunt foarte mulțumit de acest dialog.